școală, aia e nimica, trebuie să spui ceva. Și erau oameni de pe lângă, de pe la Ciugut, de pe acolo, de pe la asta, de la, și de la Ighir, au fost. Și a doua zi am auzit că au venit oamenii la biserică, acolo în jos pe un deal, și au întrebat aia, bă, dar pe ce e acolo? A întrebat unul. Bă, ți-am văzut unul cântând, da, să știi că așa vițel nu fată vaca în tetanu. Așa bă, eu n-am mai auzit. Dacă iau o vorbă acolo, da. Așa, nu fată, așa vițel nu fată vaca în tetanu. Așa e. Am cântat mult și mi-a plăcut. De la 17 ani am început. De la 17 ani. Cred că nu a fost cântare, frate Nuț, a frăților voastre. Să nu, deci dacă o auzeam odată, că nu erau castofane, rar. Mă duceam acasă, altceva nu făceam. Prima dată o repetam vreo 5-6 ori până o memorie să nu o uit. Și dimineața atât cum spunea, hai să văd cine ține minte cântarea, frate. Eu am pus și o postare pe Facebook și am spus acolo. Atunci, la 17 ani, m-am dus și m-am întâlnit pentru prima oară în viață cu cântarea oastei Domnului, cânta fratele Traian cu fratele Moldoveanu, pe două voci, cântau amândoi. Moldoveanu era acordeon. Da. Și-au cântat atunci Cât vrei să vii, la o nuntă pe Valea Tărcăiței, este lângă șopoză. Beiuș. Este fotografie. Și eu când i-am auzit, când eu n-am auzit în viața mea așa cântare frumoasă, cântau extraordinar. Fratele Traian știa să cânte, el nu cunoștea muzică, note, nu era notist, dar cânta perfect, o cânta mult și el cu Moldoveanu. Și când i-am auzit, m-a fermecat. Și atunci, după ce m-am dus acasă, atunci am vorbit cu tata, mie îmi trebuie acordeon, pentru că noi eram sărați ca șoarec în biserică, n-avem nu știu ce. Și o vândut o juninca. Bătrân. Da, și mi-a cumpărat o armonică cu doi bași. Hohna. Și cu aia am învățat într-o noapte, am cântat. Și atunci am mai luat mai un acordeon, mai un altet. Și pe urmă m-am întâlnit din nou cu fratele Traian, după ce făcuse o serie de pușcărie, a fost iară liber. Și am cântat, m-am auzit cântând. Și mi-a spus, trebuie să cânți, dar eu nu știu ce a fost pe mine, că am zis, am să-mi cumpăr saxofon. Eu câte frate n-am. Apropo, ați cântat și saxofon? Am cântat, am învățat și am cântat, dar l-am controlat oarecum bine, știi, nu urla, cânta, știi. Dar, zice, fratele Traian, fratinuț, ăsta nu vorbește, ăsta cântă. Trebuie să și vorbească, să spună ceva, că dacă nu vorbește, omul nu înțelege nimic ce cânți. Și trebuie, dacă poți, să înveți pe note, să știi citirea notelor. Acolo e mai greu. Stăteam la brad, lucram în comerț acolo ceva, și am plătit un neamț, profesor de muzică, să vii la mine acasă să mă învețe. Yeah. Și zice, uite, este metodă de acordeon, este o carte, uite, mi-a spus el, uite, cam atât, du-te la librărie și o iei și începem. Nu, venit în prima zi, așa au început să spui cum e portativul și una altă, dar să zice, e o condiție. Să nu cânți după ureche, să nu mai cânți nimic. Numai ce îți dau eu, aia exersez până vin săptămâna viitoare. Și am mers așa până la 30 doimi. Dar nu știu dacă e mult sau puțin. Dar dacă găseam o hârtie cu note pe jos, mă descurcam. Era la profesor. Era profesor de muzică. Și eu n-am putut să
cum zice el, eu cântam toată ziua de trebuia sticla în geamuri. No. Pe când știam eu că vine el, mă opream, dar m-a surprins odată. Cântând. Au, s-a băgat în casă. Ce-am vorbit noi? Câte bine. Șefer îl chema. Zic, domnul Șefer, uite, eu am 19 ani sau cât am văzut, eu n-am făcut armată, nu vii dumneavoastră la mine în casă să faci armată cu mine. Uite cât strive pentru cât ai mai învățat până acum, îți dau banii și eu nu pot să nu, când deja v-am spus să nu, eu nu pot. Și-a plecat, fără supărare, i-am plătit, cât au zis. Nu mă putem răbda să nu. El cum că s-a tot dar mi-au prins bine că mi-a rămas cumva măsura cântării, să nu o încep rar și să termin repede, să o termin repede și să încep rar și lucrurile astea. Cam știam și mi-a rămas. Ei, pormă, vinea fratele Traian în fiecare, pe la două, trei săptămâni și la luna, venea de la Sibiu și mi-a ducea cât o bandă de Tesla, erau magnetofoanele alea Tesla, bătea ca și o sucală, așa. Mi-a ducea cât o bandă de 10-20 de cântări de moldoveanu. Și mi-o dădea, uite-o aici. Aici ați 15 cântări sau 10, le asculți de la cap la cap, nu una. Le asculți pe toate. Când îți gata, dai înapoi și ia lui de sus. Și, motamo, așa să ne învăț. Exact cum au auzit așa să cânți. Și Dumnezeu să fie lăudat. Cum au auzit-o? Așa am cântat-o. Când că mai vine, știi, și era mulțumit. Eu cântam exact, numai că n-aveam vocea aia. Era mai vocea mai subțire. Și mi s-a imprimat și măsura lui moldoveanu la cântare. Și am cântat, am fost și la el acasă la moldoveanu și i-am dat acordeonul meu de-o cântat cu el, dar atât a fost. Că el nu putea să nu strecoare veninul ăla. Ca mondială și nu știu ce și nu știu cum, universală, da, și când am văzut așa, nu m-am mai dus, nu puteam să-l jignesc, nu. El are meritele lui că a făcut foarte mult pentru aranjarea cântării de la Oastea. Era numărul 1, cred că, în privința cântării, cu vostru. Absolut. Era și notist, plus de asta, nu? Și el? El, notist. Cum să nu fie notist? Da, ai, că mândria l-a distrus. Mândria aia, da. Înaintea cădirii. Este riscul numărul 1 la cântăreț. Riscul numărul 1 la cântăreț, mândria. Nu, mândria e înaintea cădirii. Nu zic să mâncăm, hai să mergem.